Și dăm noi din mâine acolo, tăstău ne mai dădea drumul, trecuse peste un minut. Nu mai pot, Ionică, mai dați așa învățați. Iau eu câteva guri de apă, ăsta râdea. Dă bă drumul, nenecăm, încă puțin, hai că puteți. Hai salut, eu sunt Gigi. Băi frate, noi am învățat destul de târziu să notăm. Și chiar după ce am învățat, pericolul era destul de mare, mai ales când ești nesupravegheat. În fiecare vară auzeam că s-au necat 3-4 copii și asta doar în zona în care făceam noi baie. Se mura pe capete, frate. V-am spus într-o poveste anterioară, cum era să mă nec și eu și m-a salvat Mucea, dar azi vă spun cum a vrut unul să ne nece pe amândoi, pe mine și pe Senciuc. Da, frate, sunt mulți nebuni și psihopați pe lumea asta. Trebuie să fii cu ochii în patru. Și chiar dacă ești copil, nu trebuie să ai încredere în necunoscuți. Chiar dacă sunt adulți, nu știi ce le bese mintea. Sunt o felul de ciudați, prădători sexuali care te atrag cu dale gurii, nebuni, bețivi, psihopați care vor să te bată, să-ți fure banii, să te lase hrană pentru pești pe fundul unui lac, nu știi de cine dai. Asta am pățit și noi odată. A vrut unul să ne trimită la cel de sus, să ne înnece. Dar hai să o luăm cu începutul. Ne întoarcem din nou în copilăria mea. La câteva zile după ce ne-am întors de la filmul cu dinozauri, Jurassic Park. Era vară, cald, frumos afară, noi în casă ne jucam pe televizor. Ne împăcasem cu morlocul și eu mă jucam contra cu el și Senciuc se uita la noi. Ia Senciuc, joci și tu? Nu, morloce, nu-mi place. Vrei să jucăm altceva? Mai târziu, mai jucați-vă, poate-l terminați. Bă, m-a întrebat sormea dacă mergeți duminică la film cu noi. Să ne ia bilete ca data trecută? Nu, Gigi, acum vă ia. Nu mă lasă, merge cu Petrișor dacă e. Treaba voastră, eu v-am întrebat. Mai târziu aveam să regretăm decizia asta. Mergem mai târziu prin garaj, vorbim cu Petrișor și ne spune că merge el cu noi. Vine duminică și la fel ca data trecută, pe la 1 plecăm de acasă. Ajungem pe la 2 acolo, intrăm la un film, sincer, habar n-am ce film a fost, nu mai aduc aminte nimic de el. În fine, cu morlocul, sorsa și Ionică nu ne-am mai întâlnit. Și după film, pe la 5 așa, ne îndreptam spre stația de metrou. Când strigă unul la ăsta, Petrișor, bă, Petrișoare! Se uită ăsta, se oprește. Ovidiule, ce faci, tată? Nu ne-am văzut de 3 ani. Nu te-ai schimbat deloc din liceu. Ai timp să bem o bere? Era un fost coleg de liceu de-al ăsta, un prieten de-al lui. Stăm puțin, vorbesc 10 minute cu el. Da, stăm. Își iau ăștia câte o bere, ne ia și nouă câte un suc și se pun ăștia pe vorbit. Vorbeau și beau bere, beau bere și vorbeau. Bă, și de la 10 minute și o bere, trecuseră vreo 2 ore și 4-5 beri. Eu cu Senciuc deja nu mai aveam răbdare. Ne luase și foamea și setea, că sucurile alea le terminasem de mult. Iar te joci? Ai terminat treaba? Gata, acum termin. Bine ți-a făcut. Jocul se numește Dice Dreams și sunt sigur că o să vă placă și vouă. Uite, aici e regatul meu. Da, știu, nu e cine știe ce, dar sunt abia la început. Strâng eu bănuți de aur și-l upgradez, îl fac cel mai tare regat. Bănuții de aur îi poți obține aruncând cu zarul. Aici ai nevoie și de cel de sus, de puțin noroc. Sau atacând alte regate și să le furi bănuții. Mie asta îmi place cel mai mult, să-i prăduiesc pe alții, mai ales când joc cu prietenii. Bă, ce oameni! Și tu mă atași, mă? Te prind eu, piticule! Mai are de învățat, frate. Dacă vrei să-l încerci și tu, o poți face folosind linkul meu din descriere. Jocul e gratuit și e perfect dacă vrei să te distrezi puțin. Plus că sunt update-uri săptămânale, nu te vei plictisi. Apasă acum pe linkul meu din descriere sau folosește direct codul QR. Hai înapoi la poveste, ne mai jucăm mai târziu. Și să nu dea necuratul să-mi atași regatul, că ne supărăm rău. Mai stăm, Petrișor? A? Da, mă, 10 minute. Mai trece vreo jumătate de oră? Noi vrem să mergem acasă. 10 minute, mă, n-auzi? Mai stăm noi puțin, deja începuse să se însereze afară. Era aproape de 9 seara. Îl iau pe Senciuc și mergem la ei. Vrem să ne duci acasă, e târziu. Gata, mă, mai stăm puțin. Vrem acasă, am stat 4 ore. Du-mă acasă, mai vorbim noi. Nu, mă, mai stăm la o bere. Frate-i, dracu, stați aici. Și ne trage câte 2 palme, frate. Și-a dat tare ghiolbanul. Acum ce să facem? Că ne era și frică de ăsta, afară deja era noapte, plus că nu știam să ajungem singuri de acolo. Hai să fugim, Gigi. Unde Senciuc? Nu-l spun lui tata, dă-l în carasul meu. Și-a mai stat vreo jumătate de oră până au terminat ăștia berea și a plecat băiatul ăla și a dat seama de situație. Ne-a luat Petrișor supărat și am plecat spre casă. Când am ajuns pe strada noastră, mi s-a luat o piatră de pe inimă. Mă gândeam că ne omoară nebunul pe drum. Odată ajuns și în fața curții, se schimbă ăsta la față. Se uita la noi zâmbind. Trebuia să se scoată cumva. Era 10:30 ceasul.
Mă scuzați, băieți, m-a luat valul de la bere. Îi spune Zutactu că ne-am uitat la două filme, da? Și privirea parcă i s-a schimbat, tot zâmbea, dar era un zâmbet amenințător. Da, așa facem. A, să nu pomeniți de altceva, da? Ați înțeles? Da. Tu, Senciuc, ai înțeles? Da, am înțeles. Băgase ăsta frica noi, frate. Parcă și vroiam să spunem, dar ne era frică de el. Ne-am uitat unul la altul și am decis să nu spunem nimic. Am intrat în casă, ne aștepta mama. Ce faceți la ora asta? Ne-am mai uitat la un film, a început la ora 7. Ăla nu-i sănătos? Atâtea ore pe drum? Nu, mamă, noi am vrut, nu-i zice nimic. De atunci nu l-am mai băgat în seamă pe ăsta. Doar îl salutam când treceam pe lângă el. Îi mai surprindea încă o dată privirea, zâmbea amenințător spre noi. În fine, după ceva timp nu l-am mai observat, nu mai aveam nicio treabă cu el. Au trecut câteva săptămâni și afară era caniculă, frate. Te topeai stând pe loc, bătea soarele de cei căști în deșert. Noi ne mai duceam la gârlă câteodată, cu Milică, cu Mucea, când nu era nimeni acasă, dar în rest nu ne lăsau, că nu știam să notăm, nici pe noi, nici pe Morlocu. Dar în ziua aia vine Morlocu cu Ionică. Era duminică și era liber de la garaj. Mergeți la gârlă? Nu știu dacă ne lasă. Merg eu cu voi, vorbesc cu Tactu. Și vorbește Ionică și mergem cu el la gârlă. Era o zonă acolo unde era apa mică, la mal avea vreo 20 de centimetri. V-am mai spus de ea în alte povești. Și ajungem acolo, lăsăm hainele pe mal și intrăm în apă. Ne bălăcim noi ce ne bălăcim când îl vedem pe Ionică cu mânoată. Ne-a buvnit și râsul. Ce faci, Ionică? De ce râdeți, mă? Zici că ești câine. Se numește Câinească, e cel mai ușor. Vreți să vă învăț? Și-l apucă pe Morlocul de picioare și-l pune să dea de mâini în apă ca un câine. Dă ăsta vreo jumătate de minut și îi dă drumul. Ne apucă pe noi pe urmă, cu o mână pe mine și una pe Senciuc. Și dăm noi din mâine acolo, dă ăsta ne mai dădea drumul, trecuse peste un minut. Nu mai pot, Ionică, mai dați așa învățați. Iau eu câteva guri de apă, ăsta râdea. Dă bă drumul, nenecăm. Încă puțin, hai că puteți. Ne scufundăm noi în apă extenuați, ne dă drumul, ne ridicăm de acolo după ce am mai luat 2-3 guri de apă și ăsta râdea. Mai facem de 2-3 ori și învățați. Bă, apa avea vreo 40 cm acolo, nu era riscul să te neci, dar înghițeai apă jegoasă, frate. Toată lumea se urina acolo, mai era unii ca mutalanul care își făceau și treaba mare în apă, mai făceau baie și câini, cai, plus că erau și animale moarte pe acolo. Te drecu de prost! Am înghițit apă o grămadă, prostule. A, da? Acum vă țin 5 minute. Și fugim noi de el, el după noi, dar ne-a lăsat repede, s-a întors la Morlocu, că dacă pățea ăsta ceva, l-o mura sursa. Ne mai bălăcim noi pe acolo, trecuse vreo oră așa, când apar și Sică cu frasul, Marian. Morlocu era pe mal, vorbea cu ei. Când îl apucă Ionică cu Sică, de mâini și de picioare, și la aruncă în apă. Îl ia și pe Marian și la aruncă și pe ăsta. Gigi, Senciuc, haideți la un suc, avem și bere. Nu mă, lasă, nu ne e sete. Ăștia vor să ne arunce în apă. Știu eu, Senciuc. Îi mai aruncă pe ăștia de 2-3 ori și se pun să bea o bere. Mai trece ceva timp și apar și Mucea, Ogea și Petrișor. Se înțelegea bine cu Ogea, era chiriașul lor. Pune Sică și Ionică mâna pe Mucea, îl aruncă în apă și încep și Ogea cu Petrișor cu aruncatul, când pe Marian, când pe Morlocu. Mucea n-a mai ieșit din apă, a strigat noi la el să vină la noi. Mucea, vino aici, bă! Ce prost sunt ăia, m-am lovit la picior. Ăla a venit și el? Cine, Petrișor? Da, l-a luat prostul de Ogea. Și începem să ne jucăm cu Mucea prin apă. Ne jucam un fel de leapșa. Unul stătea cu ochii închiși și ceilalți se duceau cât mai departe. Pe urmă deschideai ochii, puneai ținta pe unul, îl băgai la fund și trebuia să ieși lângă el, să-l atingi. Dacă nu reușeai, o luai de la capăt. Și vine rândul meu, îl ochez pe Mucea, că ăsta nu se pusese niciodată, ies din apă în dreptul lui și îi sar în spate, îl bag la fund. Acum, între timp, intraseră în apă și Ogea cu Petrișor. Noi nu-i văzusem. Și mă trezesc cu prostul de Ogea că sare pe mine, îl bagă de câteva ori la fund. Ho, ho, îl mai bagi la fund? Ne jucă, mă, lasă-l! Prost e fractul Mucea. În perioada aia nu ne cunoșteam bine cu el, îl știam mai mult din vedere. Mai trec câteva minute când apar Ogea și Petrișor lângă noi. Îl iau pe Mucea pe sus și îl aruncă la apă mare, trecea de capul lui. Ăsta știa să note cât de cât, nu era problemă, dar îl au pe Petrișor când zice hai să-i aruncăm și pe ea. Se referea la mine și Senciuc. Am încercat noi să fugim, dar ne-au prins repede. Ogea l-a luat pe Senciuc și Petrișor pe mine. Ne ducea un larg, la apă mare. Mucea a început să strige la ei. Nu știu să noate, Ogea, bă, prostule, nu știe să noate. Aude Ogea, se oprește. Lasă-i mă să neacă, dracu. Era Ogea tâmpit și prost, dar nu era psihopat, ceea ce se pare că Petrișor era. Lasă-i mă, dă-i dracu. Și ne-a și ne aruncă vreo 2 metri în larg. Era apa peste capul meu. Acum să fiu sincer, nu mai aduc aminte exact faza asta. Ori m-a aruncat doar pe mine, ori pe amândoi. Cert e că m-am trezit cu apa peste capul meu și am început să mă împing cu picioarele, nisipul și mâlul de pe fund, până am ajuns unde era apa mai mică. L-am tras și pe Senciuc și l-am văzut pe Mucea cum venea repede spre noi. Nu știu să nuate, terminatule, dacă se necau. Nu, eu mă, ăsta, Petrișor.
Ne-am liniștit noi puțin, vedeam totul în ceață așa, parcă era ireal. După vreo 10 minute, îl văd pe Senciuc cum se duce spre mal. Ce fac, Senciuc? Mă duc să beau niște suc. Și mai bine mă arunc ăia în apă decât să mănece proști ăștia. Și s-a dus, frate. Rămăsesem doar eu cu Mucea. Afară nu puteam să ieșim, în apă ne urmărea Ogea și psihopatul de Petrișor, așa că ne-am dus vreo 20-30 de metri mai într-o parte. Era mai puțină lume acolo. Nu uita să folosiți linkul în descriere sau codul QR de pe ecran pentru a downloada Dice Dreams. Merită o încercare, frate. Cam atât pentru azi, dar povestea nu se termină aici. Continuăm în câteva zile, vă promit. Până data viitoare, ne întâlnim când o vedea. Hai pa!